Bineînțeles, Vlăduț, care este nebunit după samba. Nu? Și după samba Olec. Ce asta? Samba Olec. E un sos. Fiecare trage. Fiecare cu treaba lui. Dar știi ce, ce? Îmi place foarte mult acest nume, Barbarossa. Știi de ce? De ce? Eu am locuit în Germania, la Barbarossa Plaț. Așa se numea zona în care am... Du-te, mă! Da. Era numai de ăștia cu barbă gingerel. Da, așa s-a numit Barbarossa Plaț, se numește și acum. Dragă Vlăduț, ce avem noi aici? Păi mi-a adus Michi Soc, astfel, adică de la el din curte. Soc. Să preparăm socată, să bem o băutură naturală și sănătoasă, dar în afară de socată, care o să fie gata, cred eu, în vreo 3 zile, înainte de toate o să gătim ceva. Am înțeles. Și că nu știu ce au făcut veverițele în socul lui Michi. Bun. Să le dăm. Lasă-le așa. 3 zile trebuie să stea. Depinde cu ce mână l-ai mirosit. Bun, Vlăduț a pregătit și Vlăduț a pregătit și ceva carne, ce nu se face în 3 zile, ci mult mai repede. Băi, să nu uiți să ne dai rețeta de socată. Da, se face doar în 2 ore. Astăzi e sărbătoare, așa că fiind Constantin și Elena, avem și un cotlet sărbătorit. Astăzi e un cotlet sărbătorit cu multe condimente, însoțit și de o salată, dar cotletul am să-l prepar în tigaie, condimentat cu sare, piper, miere, un pic de dulceață de smochine, am să-i mai adaug și puțin usturoi și oțet balsamic, evident spre sfârșit, pentru că vreau să fie iute, foarte picant, am să-i adaug niște ulei iute, ulei parfumat și tratat cu chili. Clar că trebuie să-l servim cu o salată, pentru că nu se poate să stea chiar așa singurel. O salată din varză nouă, care este foarte, foarte fragedă și delicioasă, pe care am să o parfumez cu multă mentă. Am să-i adaug pentru prospețime, un plus de prospețime, și niște castraveciori tăiați la fel ca și varza, adică julien, peliuțe subțiri, o lingură de maioneză, o lingură de iaurt, ca salata să fie foarte bine legată. Iar am uitat să vă spun un lucru foarte important, când cotletul este gata, am să-l îmbrac în puțin parmezan, ca să aibă un gust așa ușor mediteranean, de ce nu? Da, mulțumim, Vlăduț, apucă-te de treabă. Noi rămânem cu gândul la soc și socata pe care o pregătește Vlăduț. Astăzi e Constantin și Elena. La mulți ani, Costică, la mulți ani, Elena. La mulți ani, Nuț, e ziua producătoarei noastre. La mulți ani, Elena. Elena se lucrează la socată, Vlăduț în timpul ăsta pregătește ceva la cuptor. Arată-ne cuptorul. Păi mai am și la cuptor normal, că așa e frumos într-o bucătărie să ai multe, multe lucruri. Aici am cotletele pe care le-am rumenit, le-am condimentat cu sare și piper, le-am adăugat câțiva căței de usturoi ușor de tot pisați, nu, de fapt i-am lăsat aproape întregi ca să fie pe înțelesul tuturor, și crenguțe din cimbru proaspete pentru că au o aromă senzațională. Totul stă la cuptor timp de o oră, o oră și jumătate, la foc potrivit, după care am să adaug un pic de ulei iute, un pic din dulceața de smochine, dar și oțet balsamic. Trebuie să vă spun că au un gust senzațional, le-am încercat și acasă, au fost o reușită de plină, așa că de ce nu să comunicăm și telespectatorilor același lucru. Și socata. Rețeta de socată vine în ceva momente, ca să zic așa cum se spunea pe vremuri la matinal. Ia uite ce mult am. Luați o foaie de hârtie, luați un pix, pentru că vă vom da rețeta în câteva minute. Socată ca la neața. După ce am avut gem ca la neața, vom avea socată ca la neața. O să vedeți despre ce este vorba. Dani,